Guvernul Gavriliță ar putea să nu-și ducă mandatul până la sfârșit. Cel puțin asta arată datele sondajului prezentat astăzi de compania iData. Rezultatele aceleiași cercetări sociologice mai scoate în evidență faptul că peste 70% dintre respondenți cred că președintele Maia Sandu trebuie să plece în Federația Rusă pentru a negocia prețul la gaze. De asemenea, ei se arată nemulțumiți de creșterea inflației și nu sunt de acord cu învățământul online. Reprezentanții președinției și cei ai guvernului au refuzat să comenteze datele sondajului. Conform sondajului iData, aproape 60% dintre intervievați susțin că guvernul nu își va duce mandatul până la sfârșit, ceea ce ar însemna o perioadă de 3 ani. Peste 31% cred că executivul condus de Natalia Gavrilița se va menține, între timp ce alții 8,7% nu au știut ce să răspundă la această întrebare. În cadrul cercetării sociologice, oamenii au mai fost întrebați dacă președintele Maia Sandu ar trebui sau nu să plece în Rusia pentru a negocia prețul la gazele naturale. Aproape 73% dintre participanți au răspuns că șeful statului trebuie să negocieze cu rușii, iar 22% nu susțin această idee. Studiul mai arată că 77% dintre cei intervievați nu sunt de acord cu trecerea la învățământul online pe timp de iarnă și doar 16,7% susțin acest lucru. De asemenea, majoritatea cetățenilor se arată deranjați de creșterea prețurilor din ultima perioadă. 71,5% au spus că inflația i-a afectat într-o măsură mare, 22,1% au menționat că într-o măsură mică, iar 5,5% au spus că fenomenul nu i-a afectat deloc. Totodată, 59% dintre moldoveni consideră că lucrurile în țara noastră merg într-o direcție greșită, iar 30,7% susțin că direcția este corectă. Ce ține de justiția din țara noastră, aproape 34% din cei intervievați consideră că e mai degrabă una incorrectă, iar aproape 20% spun că ar fi corectă. Datele sondajului arată că dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, circa 61% dintre participanți ar vota pentru. Ce ține de unirea cu România, pentru ar vota 34,6% dintre cetățeni, iar aderarea la NATO este susținută de doar 24,4% de moldoveni. Sondajul a fost efectuat de compania iData în perioada 3-12 septembrie pe un eșantion de 1012 persoane. Marja de eroare este de 3%. Autorii studiului susțin că la sondaj au participat respondenți și din câteva localități din stânga Nistrului. Consilierul pe comunicare al președintelui Sorina Ștefârță ne-a scris într-un mesaj că instituția prezidențială nu comentează sondajele. Același lucru ni le-au spus și reprezentanții guvernului. Nu comentez sondajele prezentate de iData. Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, prețurile medii de consum au crescut în ultimul an cu 34,29%. Datele arată că produsele alimentare s-au scumpit cu peste 38%, mărfurile nealimentare cu puțin peste 23%, iar serviciile cu peste 45%. Tarifele la gazele naturale au crescut cu 362%, iar cele la serviciile locativ-comunale și încălzirea centralizată cu aproape 99%. Și respectiv 92%. Anterior, președintele Maia Sandu a declarat că Moldova trece printr-o criză economică fără precedent, cu o rată mare a inflației, și că singura soluție pentru atenuarea ei este ca statul să ofere venituri mai mari cetățenilor. Ea a mai precizat că inflația este cauzată de războiul din Ucraina și dependența exagerată a țării noastre de gazele rusești. Ce ține de negocierile pentru a obține un preț mai bun pentru gazele livrate de Rusia, șeful statului a declarat în repetate rânduri că țara noastră are un preț la gaz pe care putea să-l obțină în acel moment, precizând în același timp că Moldova este independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Referitor la activitatea premierului, Maia Sandu a dezmințit informațiile apărute în public despre schimbarea guvernului Gavrilița, precizând că aceste informații sunt lansate de tovarăși care nu au cu ce se ocupa.